Hei, salut draguților! Eu sunt Lumii și bine ați venit în lumea mea! Ați văzut că am încercat să fiu un pic dramatică în titlu și să vă atrag atenția pentru că în clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre, un lucru pe care trebuie să îl facem toți cei care locuim în Viena și care avem mașină. Și o să vă spun exact despre ce este vorba dacă nu v-ați dat deja seama. Nu înainte însă de a vă ruga să vă abonați acestui canal. Mi-ați face o foarte mare bucurie dacă ați apăsat butonul de subscribe, clopoțelul pentru notificări și dacă vă place acest clip, dacă vă sunt utile informațiile pe care vi le ofer, apăsați și Butonul de like m-ați ajutat foarte mult, vă mulțumesc pentru acest lucru. V-ați abonat, da? Ok, bine, atunci putem să trecem mai departe și vreau să vă vorbesc astăzi, așadar, despre Park Pickle, pentru că, începând din 1 martie 2022, nu se va mai putea parca în Viena pe locurile de parcare de pe spațiul public uh, decât cu Park Pickle sau cu Park Shine. Și este cazul să cereți acest Park Pickle dacă nu ați făcut-o deja, pentru că cererile pot fi deja depuse, astfel încât să vă asigurați că la 1 martie aveți acest Park Pickle uh, și puteți să parcați în Viena fără să plătiți în sectorul în care locuiți. Vă povesteam eu despre acest Park Pickle prin vară, o să las clipul pe aici, pe undeva pe sus, uh, dacă nu îl puteți căuta aici, pe canal, în care vă spuneam de ce s-au luat aceste măsuri, cât costă și uh, care sunt reglementările, ce se va întâmpla de fapt cu acest pickle, Însă vreau să revin cu acest subiect pentru a vă reaminti celor care nu uh, ați cerut deja acest Park Pickle sau pentru a vă ce la cunoștință celor care nu știați uh, acest lucru despre faptul că îi va fi obligatoriu acest parc Pickle pentru a parca în sectorul de reședință. Așadar, în Viena se va putea parca pe spațiile de parcare publice uh, doar cu două posibilități. Fie aveți parc Pickle și parcați în Sectorul de reședință, fie cu park shine pe uh, acele zone de curt parc, zone maxim două ore între 9 și 22. Deci aveți nevoie de park Pickle sau de park shine între orele 9 și 22. Mi se pare o perioadă destul de lungă, mai ales pentru cei care au mașini de serviciu și bineînțeles că termină lucrul mai devreme, dar trebuie să fie să plătească parcarea, fie să ceară parc pickle pentru mașina respectivă dacă nu vor să plătească amenzi. Pentru că bineînțeles cei care nu respectă aceste reguli vor primi amenzi. Așadar, în sectorul în care aveți locuința, puteți să cereți parc pickle și puteți să parcați pe baza acestuia în, pe locurile de parcare amenajate. Se poate cere un singur parc pickle pentru persoană, dar se pot cere mai multe pentru aceeași locuință, dacă aveți mai multe mașini, una pe numele soției, una pe numele soțului, a copilului, a mamei și a altor persoane care locuiesc acolo în aceeași adresă. Deci pentru aceeași adresă puteți să faceți mai multe cereri, dar o singură cerere pentru fiecare persoană. Trebuie să vedeți lucrurile acestea pentru că nu puteți să cereți parc pickle pe aceeași persoană pentru mai multe mașini. Taxa este de 10 euro pe lună plus taxele de administrare de care vă vorbeam eu în clipul făcut în vară. Vedeți exact acolo care sunt costurile. Ce vreau să vă spun astăzi este cum obțineți acest parc pickle și ce documente sunt necesare pentru a-l obține. Pentru a obține acest tichet de parcare să-i spun aveți două posibilități: fie puteți să mergeți voi personal la magistratul de sector, acolo unde locuiți, și teoretic, dacă aveți toate actele necesare, primiți acest parc pickle pe loc. Dacă nu, puteți să faceți o cerere online pe site-ul orașului Viena și acolo depuneți toate actele, copii sau poze ale actelor sau actele scanate. Uh, le uh, trimiteți acolo pe uh, site-ul lor și atunci în maxim o săptămână ar trebui, în cazul în care toate actele sunt în regulă, să primiți parc picălul acasă. Așadar, Până la 1 martie aveți grijă, trebuie să faceți aceste proceduri, ținând cont și de timpul necesar pentru a primi. Sunt sigură că în perioada aceasta o să fie foarte multe cereri, pentru că toată lumea o să ceară și s-ar putea ca timpul de obținere a unui astfel de etichet să fie un pic mai lung, așa că aveți Timp și depuneți din uh, luna februarie poate uh, acest parc, uh, aceste documente pentru a-l obține uh, să fiți siguri că îl aveți la 1 martie. Actele de care aveți nevoie sunt următoarele. În primul rând aveți nevoie de certificatul de înmatriculare al mașinii, de acel uh, la Sunshine, uh, pe care uh, îl știți foarte bine cred că. Uh, aveți nevoie de permisul de conducere al persoanei care face Face cererea pentru a solicita parc picălul, aveți nevoie de datele bancare pentru a putea face plata a, taxei de parcare și în cazul în care schimbați parc picălul, atunci aveți nevoie și de numărul lui parc, de numărul parc picălului vechi. Acestea sunt documentele standard de care toată lumea are nevoie. Dar există situații în care aveți mașină în leasing, aveți mașină luată de la serviciu, atunci o să vă spun exact care sunt documentele pe care trebuie extra să le uh, aveți în momentul în care cereți acest tichet de parcare. În cazul în care aveți o mașină achiziționată în leasing, atunci vă trebuie contractul de leasing. În cazul în care aveți o mașină de firmă pe care o folosiți, atunci vă trebuiesc două documente. Unul dintre ele este acordul angajatorului, adică o hârtie prin care el își dă acordul ca voi uh, să folosiți această mașină în uh, scop privat și să cereți parc picăl pentru ea în sectorul de reședință. Iar cel de-al doilea document este dovada plății utilizării vehicolului de muncă în scop privat. Există o taxă acolo care se ia și care trebuie trecută pe loan uh, și cu această dovadă trebuie să mergeți în momentul în care care cereți parc picălul. Dacă desfășurați activitate independentă, sunteți self-standing și aveți o mașină pe care o folosiți atât la muncă, cât și în scop privat, a, trebuie ca cel care vă face documentele contabile să vă dea o hârtie prin care să menționeze faptul că folosiți acea mașină și în scop privat mai mult de 15% din. Timp. și astfel veți putea cere parc pentru mașina respectivă în sectorul de reședință iar dacă aveți plăcuțe de înmatriculare pe care le folosiți pentru mai multe mașini, le puteți schimba, atunci vă trebuie certificatul de înmatriculare a tuturor vehiculilor pentru care se folosesc plăcuțele de înmatriculare respective. Acestea sunt actele de care aveți nevoie, să le aveți pregătite dacă mergeți la magistrat sau să le scanați dacă depuneți cererea online. Clipul de astăzi este așa ca un semnal de alarmă. Să aduc minte, că trebuie să faceți acest lucru, ce documente aveți nevoie și unde trebuie să mergeți pentru a obține picălul și pentru a parca legal începând cu 1 martie 2022 și eu trebuie să fac acest lucru uh, și o să depun actele. Sper să nu dureze procesul atât de mult și să meargă lucrurile repede și să uh, fie totul în regulă și vă doresc succes cu această procedură uh, să reușiți să rezolvați treburile uh, cât mai repede. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit. Sper să vă fie de folos aceste informații și dacă este așa nu uitați să dați un like acest clip, puteți să îmi scrieți dacă aveți întrebări pe uh, Facebook, pe Instagram sau chiar aici în secțiunea de comentarii și cu drag încerc să vă răspund de fiecare dată eu vă mulțumesc așadar și până data viitoare vă pup! Pa, pa!